Domnule Mesaros, bine ați venit la Câmpia Turzii, sau mai bine zis, bine ați revenit la Câmpia Turzii. De câte am înțeles, dumneavoastră veți fi coordonatorul unei noi școli de fotbal la Câmpia Turzii. Dacă ne puteți da ceva lămuri în legătură cu acest subiect. Da, deci noi încercăm să organizăm o școală de fotbal. Eu cred că vom avea succes în privința asta. În afară de școala mare de fotbal din Cluj, eu zic că este potențial și pentru Bolivar. Mă bucur că a venit astăzi în ziua 20 de copii. Continuăm selecția săptămâna viitoare și că peste părinte să se întâmplă. Pe ce copii credeți că vă veți baza în acest campionat pe care vă trebuie să fie? Noi facem selecție pe copii din zonă. Sper să mai aducă și copii de la Cluj ca să completăm, locurile. Este foarte greu să încătim după de scurt și e greu ca să faci ca să faci o echipă, dar începutul e greu. Vedem drumul la treabă. După cum se vede, la fotbalul românesc este o problemă foarte spinoasă, problema banilor. Cine vă va sponsoriza sau cine vă va ajuta în acest campionat pe dumneavoastră, ca să faceți față? Sunt și eu lucrez cu doi oameni de afaceri din Comunitatea mea în Câmpia Turzii. Mai pun și niște poziții să vedem dacă va ajunge asta pentru ceea ce vrem să facem. Noi încercăm, trebuie să avem Cu administrația locală n-ați avut nicio Nu. discuție în legătură cu aceste probleme de sponsorizare sau Nu. Nu cunosc, chiar că nu cunosc pe nimeni și nu am avut nicio discuție cu nimeni. Cum se va numi aceasta? Eu sper că dacă merge treaba să, așa cum se sponsorizează sau să ajută echipa de basket sau de popice sau de tenis, să măcar transportul să nu dea și bine. Cum se va numi această nouă școală de fotbal care se înființează în Câmpia Turzii? Bun, încă nu le-am hotărât. Trebuie să mergem la hotărât să ne ducăm și să punem și numele echipei. Deci de asta spun că timpul este foarte scurt. Vă doresc succes în continuare. Mulțumesc.